Da, ești un om serios și cinstit. Să le aduci cu să le pui cu care pe tot asta? Da. În urma unei percheziții efectuate aseară la cei doi bărbați de 24 și 47 de ani din Stejari, polițiștii au găsit aproape 30 de kilograme de carne provenită de la 3 căprioare prinse prin braconaj. Mai mult decât atât, oamenii legii au descoperit și 20 de lațuri cu care cei doi prind animalele sălbatice. Niciunul dintre suspecții nu recunoaște că ar fi prins ilegal căprioarele, cât despre lațuri nu le aparțin. Câte căprioare ați prins? N-am prins niciuna. Păi și atunci carnea care a fost găsită, cum o am găsit-o mâncată de câini. Și ați luat-o acasă? Da. Și ați mâncat din ea? Nu. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, iar astăzi au fost prezentați procurorilor cu propunere de arestare preventivă pentru braconaj. În urma perchezițiilor domiciliare efectuate la locuințele celor doi suspecți, de aici a fost ridicată atât carne de vânat, cât și lațurile pe care aceștia le foloseau în activitățile ilegale. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi și-ar putea petrece următorii 5 ani după gratii.